Întâi țara-n lung și-n lat, ca-n maramu n-am aflat, măi, la 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 la. Întâi țara-n lung și-n lat, ca-n ardeal n-am mai aflat, măi, la 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 la. Oameni faini și de omenie, așa cum îmi place mie, așa cum îmi place mie, la 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 la. Oameni harnici și isteți, și la joc petrecăreți, și la joc petrecăreți, mă, la 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 la. Ce drum e la la e la e la la e la, dragi mara mureșu, că pe acolo trece drum, la la e la 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 la. Și mie draga mă-nvârti, pe cântatul ceteri, pe cântatul ceteri, mă, la la e la 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 la. Și mie draga mă-nvârti, pe cântatul ceterii, pe cântatul ceterii, mă, la 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 la. Popa, Suzana și Dacena, Vlad, vă mulțumim, dragii noștri. Două cuvinte să spuneți și voi repejor. Costel. Acum 3 ani de zile mi-am lansat și eu primul meu album. Știu cât este de greu. Domnul Gheorghe Turda de asemenea știe, pentru că el a trecut ceva vreme de când și-a lansat primul album. Dar aveți voi ani de când.
Așa este, așa este. Dar întotdeauna va exista loc de mai bine și dacă îți dorești, poți să faci ceea ce îți dorești. Dar trebuie să ai credință în Dumnezeu. Așa că îl felicit pentru tot ceea ce a făcut pe Liviu și dorim tot bine. Dragilor, dragi, înainte de a vă dori încă o melodie din partea mea pentru voi, vă admir pe voi cât de frumoasă e unitatea voastră sufletească. Cât de frumos țineți aproape de unul de altul, pentru că Liviu astăzi este o sărbătoare. Să rămână etalon această emisiune pentru voi la Edno, pentru telespectatori, ca un mai înaintaș al vostru, alături de colegul meu și prietenul meu Gigi Roșoga și de doamna doctor Chiurciu, doamna Iorica. Vreau să-l aplaudați, pentru că ne-a demonstrat că și știința știe să cânte. Și de orice știință medicală, bineînțeles. Deci de aceea, Adriana, te felicit pentru această minunată, un regal astă seară și vă felicit și pentru această prietenia voastră, această familie de tineri interpreți. Fericitări, dragii mei, vă iubesc și vă pup pe toți. Suzana, vă mulțumim și noi vă iubim din suflet. Dar după asemenea cuvinte frumoase pe care domnul Gheorghe Turda le-a spus, nu știu, nu ne mai rămâne decât să îi mulțumim din suflet că este alături de noi. Și îi doresc și eu la rândul meu mult succes lui Liviu pe acest drum și mult succes cu acest album. Și chiar a fost o bucurie să fim alături de el în această seară. Vreau să-i mulțumesc și eu lui Liviu pentru această seară minunată, pentru oamenii frumoși pe care i-a adunat, pentru talentele care sunt în această seară aici și sperăm ca de fiecare dată să petrecem împreună frumos românești așa cum știm noi. Și noi vom petrece în continuare românești.